Întrebam eu astăzi, băi Butu, ce faci tu cu ochelarii tăi, cu camerele tale? Adică ce faci tu azi? Până când, cu bucurie, bucurie, am găsit poemul ăsta. Și m-am gândit că ceva mai bun tot n-am de făcut. Bă, zic, pun. E semnat de Mihaela Mihai. Este intitulat Scrisoarea către Dumnezeu. Și spune așa: aș vrea să mor un pic, Doamne, cât să ne vedem la un ceai și să vorbim. Despre mine, Doamne, despre Tine, dar mai ales despre Tine. Să-mi spui cum te mai distrezi zilele astea, ce mai citești, cum merge cu autoizolarea la voi. Pe aici am înnebunit cu toții. Eu una am ajuns să mă gândesc că bine, mi-ar mai sta lângă bunici. Aș coace pâine cu bunica sau aș rinde lui doage pentru butoaie cu bunicu. Aș alerga desculță pe șoseaua fierbinte, care după ploaie, știi cum miroase, Doamne? Ca la Tine în rai, cred. Așa îmi imaginez. Am prieteni care cochetează cu diferite stadii de depresie. Știi asta, Doamne? Cum te lasă inima să-i lași așa? Nu mai au serviciu și realizează brusc că ei nu știu să funcționeze decât într-un sistem bine organizat. Puțin ajutor le dăm, Doamne, un vers, un penel, un ochi pentru fotografie. Inspiră-i cu ceva, te rog. Căci în afară de plătit facturi și de trăit mecanic, nu știu altceva. Bine, nu e vina ta, dar fă-le ceva. Mă omoară să-i știu așa și să n-am cum să-i ajut. Tu poți. Am prieteni care nu mai vorbesc. Bine, sunt și eu de vină puțin aici. Dar mai ales cred că e vina ta. Mi-ai dat acum la tăcere cu carul. Cu ghiotura mi-ai dat, Doamne. Nu știu ce ai făcut cu toate cuvintele mele, unde, Doamne, iartă-mă, mi le-ai ascuns. Dar tac, Doamne, ca la începutul lumii. Când neandertalienii mormăiau unii la alții, stupizi. Noroc, Doamne, că merg zi de zi la serviciu și cumva mecanic ies niște fraze pocite pe acolo, dar care mai rău îmi fac, căci mulțumită lor sunt percepută greșit. Și uite... chiar a început să-mi pese despre părerea celor din jur. Hai că am vorbit destul de Tine, Doamne, azi.
Poate mâine mă las și pe mine să povestesc. Să-ți spun cum mă dor inima și sufletul, cum mă topesc într-un trup care nu mi se potrivește, cum mă dor neiubirile, cât mi-e dor de o iubire sau de ceva care să semene a dragoste și cât îmi lipsește, Doamne, cât îmi lipsește o îmbrățișare, o banală îmbrățișare, Doamne, una măcar dar prelungă și caldă cât să-mi ajungă barem până la prăbușirea ceva să vină. Te las, Doamne, acum. Oi fi având și tu treabă, oi fi având și tu oamenii tăi care te vor, lucruri de făcut, ploi de cusut, flori și fluturi de născut, de-astea, de-ale tale, Doamne, te las, dar poate mâine vorbim și despre mine puțin. Ce zici?